Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mă uitam în dimineața asta, apropo de mașini, când am venit la radio, m-am gândit, zic, la cât s-a scumpit benzina, trebuie să fie traficul mai lejer. Și mi s-a părut că dimpotrivă. Și nu înțeleg acest paradox. Ori sunt foarte mulți bani pe piață și lumea e plină de bani și nu... Ori oamenii nu conștientizează încă, ori nu-mi dau seama cum fac. Sau poate suntem noi mai fraieri aici, în nordul Bucureștiului, aici noi suntem la bogați. La noi e benzina scumpă. Știți cât e benzina? Cât e? 6,21 lei de bani. Tu pui de aia scumpă. 6, nu, până este mai ieftină. Nu, benzina de 95. La aia nici nu puteți să nu uit la aia premium. La benzinăriile alea scumpe, că am pus eu dimineață. Da. Dimineață, tot pe aici, pe la noi. Are Luca niște benzinării low cost. Unde e, mă, benzină? 95,6. Cam așa. Petromul. Unde ai văzut, mă, 5,95? Băi, înseamnă că eu sunt... Eu vin din Miami. Nu, că am văzut și eu la astea mai scumpe... Da, aici e 6,20. Da, între 6,19 și 6,21. Sunt o grămadă de bani. 6,21 ori 52 de litrișori. Dacă e să pui, 322 de lei, da. 92 de bani un plinuț. Pune și tu mai câte 15 litri. O să ajung și să pui de 50 de lei aș vrea. Nu mai că sunt oameni care da, lucrează. Știu, da. Păi de asta spun. Este bine, nu înțeleg, adică... Da, mă rog, asta e, benzina este foarte scumpă, cred că mi-au mașină electrică. Da, adică... S-a scumpit și curentul. S-a scumpit și curentul. Mi-a venit o ofertă să-mi dubleze prețul. Semnează repede că e doar dublarea. Da, nu, serio, adică mi-a venit senin. Zice, uite, nou contract, dacă ești de acord, dacă nu, până pe 24 septembrie îl poți refuza. Da. Și practic dublu kilowatt. Ok, nu se dublează cu totul factura, că mai sunt accize, și taxe, nu știu ce. N-ai întrebat și tu dacă nu semnezi asta cu dublu ce altă... Dublu sau nimic. Poți să mă debranșez. Să te debranșez. Și ți-ai luat prelungitor asta? Nu, serios că încep să mă... Adică chiar încep să mă gândesc serios la mașina electrică. Ați văzut, în Marea Britanie se adoptă legislația acum, toate locuințele ce se vor construi, cred că din 2022 înainte, vor trebui să fie prevăzute cu prize de-astea de încărcat, inteligente, ca să încarce vehicule electrice când e consumul mai mic, în general, în rețea. Și cred că, bun, dar sigur, dacă se scumpește și energia electrică, nu știu cum rezolvăm problema asta. E clar că ăsta e viitorul. Dar mi-au o chinezărie de-asta mică, o Dacia chinezească de-asta. O Dacia, un Spring? Da, Spring îi spunea, nu? Cred da. Că să-i zică Spring. Exact. Mi-au un Spring. Așa. Iau pedalele de la bicicletă, că nu prea merg cu... O le atașez și pe alea, în cazul în care se descarcă bateria, să am și pedale la ea. Și asta e problema, asta e chestia. O bagi în priză. Cauci, tu mergi doar la vale? Nu, că mergi mai încet. Și că am văzut o comparație între Dacia asta Spring. Așa? Așa e, rămâne. Îi pune bot de Formula 1, știi, ca să aibă mai multă... Ha? Îi pune eleron. Eleron, da. Care... Pânze. Deci eleron în cazul în care bate vântul în față să o ține pe șosea să nu o ia. Și pânze în cazul în care bate din spate să o ajute. Dacă îi bagă pânze, o să-i spună Dacia Traian. Deci Dacia Spring. Așa. Și Dacia 1300, de pe vremuri. Băi, 1300 o bate la... Spring 1310. Spring 1310 este mult mai slabă decât Dacia 1300. La tot, și la putere, și la 1300. Capacitate. Are și la... Făcute bine, domnule. Cu piese franțuzești. Da. A fost o generație ca lume. O reparai cu ciorapul de damă, știi? Da, da, da. Deci da. Alea, da. Asta este situația. Nu, serios, noi râdem, dar benzina a ajuns la 7,21 mai aici, la bogați. Și motorina 5,95. Adică să nu vă bucurați cei cu diesel, că vă paște și pe voi. Mai țineți minte ce ne îngrijoram noi când era benzina 5,95 în iunie? Iulie. Care iulie? Era 5,95. Luca. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.